Bine v-am găsit, dragi prieteni, 4 noiembrie 2022. Suntem la Facultatea de Istorie și Filozofie a Universității de Stat de Moldova. Astăzi s-a desfășurat un eveniment științific internațional. Este vorba de conferința tradițională Latinitate-Romanitate-Românitate. Suntem la 6-a ediție. Au participat cercetători științifici din Ucraina, din România, din Ungaria, evident din Republica Moldova, mai multe instituții de cercetare științifică și instituții de învățământ superior. Comparativ cu alte ediții, a fost o platformă mai extinsă. Au participat filologi, au participat specialiști din domeniul patrimoniului, antropologiei, au participat critici literari, au participat. Deci vedem o extindere a acestei manifestări științifice, o îmbogățire de informații, o manifestare interdisciplinară, ceea ce îi dă o notă de originalitate acestei ediții, dar și o conexiune dintre extremitățile, să zicem, spațiului românesc, Oradea și Chișinău. Este vorba de Institutul Silviu Dragomir, o manifestare pe care o avem de mai mulți ani cu colegii de la Universitatea din Oradea.